Haideți să facem, domnule, o discuție pro și contra afirmațiilor lui Dan Bittmann, foarte înfierate sau, dimpotrivă, apărate de unii. Haideți să facem. Pro sau contra, domnul Dobrițoiu? În primul rând, ar trebui să luăm în discuție ce l-a determinat pe Dan Bittmann să facă aceste declarații. Deci e o revoltă. Toate valorile în care el crede, valorile umane, sunt puse la încercare. Se îmbolnăvesc oamenii pe capete. Nu se face niciun fel de anchetă epidemiologică. Nu s-a defalcat nici programul măcar de intrare și devenire și plecare de la servici ca să eviți nenorocirile de la metrou. Deci omul strigă disperarea când vede că nu se proliferează decât politica fricii. Oare în ce scop, ar trebui să ne întrebăm noi? Iar atitudinea lui, în opinia mea, este una civică de mare responsabilitate. Trage un semnal de alarmă. S-a săturat să fim tratați ca niște idioți. Ok, domnule Dancă, opinia dumneavoastră?